Acest vlog vă este oferit de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un gentleman adevărat. Bună dimineața, tot din Camerun. Vă spuneam în episodul trecut că mașina tot nu e ok. Venit iar la mecanic slash sudor să-mi facă frâna de mână. Înăuntru o să încercăm să improvizăm un pat. Punem o rămânță la acest bidon, punem o bucată de lemn. Să încercăm să improvizăm un pat, deși saltelele nu sunt suficient de late, nu știu ce să facem. M-au căutat cu poliția, vreau să vă spun. De la emigrări. De ce sunt de 4 zile în orașul ăsta, că au auzit ei că sunt aici. Nu sunt un delicvent. Nu sunt un delicvent, am viza, am tot. Bine. Foarte bine. Când plec din oraș, mă duc să mă anunț la prefectură, care e un fel de președinte aici. Prefect. Ok, mă duc. Ok, au dat cu... Am făcut scandal că îmi plouă nuntru și au pus ceva... Mă rog, nu e mastit, nu e nici măcar silicon, ceva strămoșul siliconului. De bine ar fi. Frigiderul dezafectat deocamdată, ceea ce nu e o problemă. Se repară frâna de mână, mașina iară desfăcută în bucăți. Oh, și schimbătoarele. Oh. Na, drăguț, ce să zic, nu știu cum plec astăzi. What are you doing there? Oh, you put some silicone. Thanks. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru donațiile voastre. Acum i-am trimis lui Prinț Taivo din Makoko 560 de euro cât ați donat voi. Bine, am mai pus ceva taxele de peste minune, de asta nu contează. Chiar mă bucur că am reușit să strângem suma asta atât de mare. Poate le ajunge să facă acel pod între cele două corpuri ale școlii de pe cele două părți ale canalului. Vă mulțumim încă o dată foarte, foarte mult în numele lor. Să luăm aici ce mai avem lucruri. E pus în mașină. Cablul de frână de mână e stricat, asta-i. Și am comandat în ea un D deja. Mă așteaptă un cablu pe luni. Merg frână de mână. Asta este. Ia uitați voi ce noroc am avut. Exact de ce mi-a frică să nu se taie cauciucul ce s-a tăiat. Aici pe lateral. Bine că n-a lăsat aerul. Pentru o minune. Incredibil. Ăștia mă încarcă, oamenii se iau motorine și au un bidoane, nici n-au la pompă, un bidoane de câte 20 de litri. Oare de ce mi-am imaginat eu că în momentul în care voi pleca din Banio voi avea drum asfaltat? Adică am, parțial asfaltat. 500 de metri de asfalt, 5 km fără asfalt. Și fără asfalt înseamnă, mă rog, ca și zilele trecute. Bonjour, c'est monsieur. Probabil vi se pare interesant să conduci off-road, e o provocare, da, așa este.
Un kilometru, 2, 3, 10, 20. Dar când te apuci să mergi peste 100 de kilometri și numai noroaie, soare, ploaie, vaci, un kilometru de asfalt, mai un sătuc, iară pădure, iară mașini care derapează, iar niște noroaie, pur și simplu e ca picătura chinezească. La un moment dat te gândești, oare cât mai rezist psihic? Printr-o minune, este o bucată de câțiva kilometri de asfalt și speram că s-a terminat cu coșmarul. Da, până în primul sat unde nu doar că se termină asfaltul, dar urmează o pantă cu noroi pe care un camion care vine din față nu poate să urce. Practic a blocat cu totul drumul. Nici în față, nici în spate, nici pentru el și nici pentru noi. Și iată cum îmi voi petrece o noapte în mașină în mijlocul unui sat. Este un tir răsturnat care nu poate să urce. Stăm aici la o coloană foarte mare, la o coadă mare. Și o să dorm acum eu tot în spate, o să dorm aici pe scaunul șoferului și dimineața la 5 când se luminează de ziua, la 6 o și tai din loc. Bună dimineața, să vedem cum se prezintă drumul. Cercăm să trecem. Mamă mia, pe aici trebuie să trec. Nu știu cum, în fiorător, uite mașini de alarcul. Ai de capul meu. Ia uite, acolo e un camion blocat, de unde trebuie să vin? Aici. Și poate aici. Deci incredibil, stau de 14 ore aici. Am dormit în spate în mașină, am uitat să vă spun. E utot, pus pelerină de ploaie, dar vreau și să dorm cumva. N-a fost foarte frig, asta a fost norocul meu, chiar dacă m-am udat. Și acum tot nu mă lasă să trec, pentru că încă mai urcă unul, dar nu știu cine mai urcă. Merci, merci. Si. În prima fază nu am putut să trec, pentru că rulota mea este prea înaltă și atingea camionul. După un timp însă au reușit să scoată din noroi monstrul și mi-au făcut loc. Mă gândeam că nu mai am mult până la mult visatul asfalt. Aproape 100 de kilometri. Dar chiar dacă iese drumul rău, asta nu înseamnă că nu sunt controle. Adică rost de dat, pixuri, dulciuri și așa mai departe. În fond, de ce nu? Ca să mai diversificăm puțin lucrurile.
Banjo, hier. Banjo, hier. Oui, et j'allais à Bafoussam ou Yaoundé, je ne sais comment est le chemin. Non, va sur la route, non. Ah, c'est bon? Bafoussam, peut-être tout droit. Tout droit. Mais c'est goudronné d'ici? C'est goudronné, c'est partout là-bas. Ah, c'est bon. Pouh. Ici là, c'est pas. Finalement, c'est pas, c'est catastrophe. C'est que là. C'est une catastrophe. Oui. Vous, c'est la société? Non, 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 c'est mon ami, le compagniste de mon ami. Je suis touriste, je suis allé à l'Afrique du Sud. Vous êtes sud-africain? Oui. Je suis de Roumanie, d'Europe. Je suis allé à l'Afrique du Sud. Vous êtes de Roumanie? De Roumanie, oui. Vous avez gardé quoi de la Roumanie? Je vous pouvais donner mon crayon. Souvenir de Roumanie. Ok, vous vous appelez comment? Adrian, je suis Adrian. Et vous? Oui, je suis Judas. Judas. Ok. Donc vous êtes touriste? Oui, oui, je suis touriste. D'accord. Oui. C'est quoi là, c'est la caméra? C'est, je filme la route quand il y a beaucoup de trafic. Mm-hmm. Si je fais un accident, c'est pour monter la police. Comme oui. Mm-hmm. Mais vous avez le power band, donnez-moi aussi le power band, je charge mon téléphone avec. Mais c'est mon téléphone. Pour naviguer. Uh-huh. Pour, c'est un joli téléphone, hein. Non, c'est joli. C'est pour naviguer, pour GPS maintenant, c'est un seul chemin. Ça. Oui. Donc vous ne devez pas me dire que je ne parle pas le but. Mon ami Adrien. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur. Okay, bon. Bonne journée. Alors, bonne route alors. Merci. Camerun are o populație de 28 de milioane de locuitori, aceasta trăind pe o suprafață aproape dublă față de cea a României. Limbile oficiale sunt engleza și franceza. Camerun mai este numit Africa în miniatură, datorită diversității sale geografice și culturale. Camerunul găzduiește peste 200 de grupuri etnice diferite și aici se vorbesc 275 de limbi și dialecte. Primii europeni care au venit aici au fost navigatorii portughezi, care au urcat pe râul Vuri în 1472. Olandezii au preluat controlul țării în anii 1600, iar în 1884 aceasta a trecut la Imperiul German. După primul război mondial, Camerun a fost împărțit între Marea Britanie și Franța. Apoi, în 1961, cele două colonii s-au unificat după obținerea independenței și au devenit Republica Unită Camerun. Muntele Camerun, cu cei 4095 de metri ai lui, este cel mai înalt munte din Africa de Vest și Centrală. Camerunul găzduiește o bogată biodiversitate. Are 220.000 de kilometri pătrați de păduri tropicale, care găzduiesc cel puțin 9.000 de specii de plante, aproximativ 900 de specii de păsări și 320 de mamifere. În 2018, președintele Paul Biya a fost ales pentru al șaptelea mandat. Biya este președinte din 1982, făcându-l al doilea lider ca vechime în Africa și, la 89 de ani, cel mai în vârstă președinte din lume. Cea mai mare broască din lume poate fi găsită tot în Camerun. Broasca Goliat poate cântări peste 3 kg. Deci pur și simplu sunt două continente într-unul. Unul cu drumuri cât de cât ok, până în Nigeria. Am venit, ați văzut, te parcurge. Al doilea, dincoace de Nigeria, Camerun, Congo, am înțeles că e la fel, ia uitați. Deja de două zile pe drum și încă nu, ce de două zile, de șase de când am plecat de la asfalt din Nigeria. Și încă nu sunt la asfalt. Din Banjo am venit 100 și de kilometri, am plecat ieri la ora 11. Și uite, azi e ora 12 deja și ăsta este drumul. Pur și simplu, incredibil. Parcă nici nu mai știu să merg pe asfalt, parcă mi-e și frică să renunț la reductor și să conduc cu schimbătorul normal. Mamă, ce viteză am. La 100 la oră zici că se... Gata lumea. Tot s-a răsturnat în spate, pentru că mi-am tărit arcurile
În spate scutură totul extrem de rău. Au ieșit bateriile de la loc, toaleta e tot timpul răsturnată, deși e legată. Totul e distrus acolo. Trebuie să văd cum fac. Nu știu dacă ajungați până în ea unde, mai am 400 de km, zice asta că fac vreo 6 ore. E ora 1, se întunecă la 6. Dar măcar până la Bafusam sau să vedem dacă scurtătura de la Furlan merge. M-a oprit la un filtru de jandarmerie, destul de agresiv, că de ce am încărcătura aia, de ce coșmelia mai lungă decât caroseria, eterna problemă. De fapt, nu, în Africa încă nu mi-a comentat nimeni de chestia asta, dar e clar că e prea lungă, adică nu se văd stopurile, numărul, da? În Europa un bulineam de mult. Zic, nu, că zic, la noi în țară e ok așa, pricep, eu mi-au dat autorizație, încărcătură, eu înțeleg că e încărcătură, bla, bla. Ai verificare tehnică, am la arăt reareul până în iunie 23. A, ok, zicem. Și după aia, ce ne-ai adus nouă? Păi zic, tu ce ai pentru mine? Nu, nu, ce ne-ai adus tu nouă, că ai venit în Camerun, bla, bla, zic, stai să văd, am găsit, dat două pixuri. Uite, mă, zic, vă dau niște pixuri în România, n-am altceva. Oh, vrem să venim în România. Vorbeau engleză. Na, hai că am scăpat iară. Am scos ochii cu pixul, cum s-ar spune. Bonjour. Excusez-moi. Cette route à Yaoundé, c'est goudronné? C'est goudronné, sèchement? Jusqu'à Yaoundé, c'est goudron, oui? Et si. Se rup și toate apărătorile astea și bat în roată, trebuie să le cu sârmă de bară. Aici în spate l-am prins cu fașetă, pentru că și asta bate în roată. Ce îmi place că mi-a ridicat rulota, chiar a ridicat-o mai sus, mult mai sus decât era înainte. Și da, săraca mașinuță, uite cum arată. Ia uite. Așa am lovit-o aici că s-a strâmbat ăsta cu totul. Hai de mine. Firele de la... Firligul de remorcare pe care acum l-am demontat. Camera pe care Tonito... Despre construcții cu Tonito! Taxe de drum, mai e și așa ceva. Asta m-au păcălit. M-au pus să plătesc o amendă. Că e contravenție, că am bagajele în mașină, că-s demontate scaunele, ceea ce
bla 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 bla, amende 25.000, asta e vreo 40 de euro. Zic, tati, nu e adevărat, că nu e, am venit în toate țările, ba e, ba nu e, ba nu e, hai să rezolvăm între noi, zice el. Zic, ce înseamnă să rezolvăm între noi? Zice, e după tine. Zice, dăm 10.000, asta e vreo 13 euro. Zic, nu-ți dau 10.000, scot, dar scot cu tupeu. Zic, să văd cât am, scot 8.000, înțelegi? Și zic, îți dau 5.000. Și zice, bine, la revedere. Hai că n-am scos, nu erau cu 7 euro. Ca să vedeți ce înseamnă ploaie aici, în sezonul ploios. Mai am 30 de kilometri până în capitală. Uite, așa mergem de vreo jumătate de oră. După 13 ore jumate de condus, asta nu știți, n-ați auzit-o, on și off-road, 500 de kilometri sau cât, am ajuns în sfârșit cu toate ambuteiajele în capitală, la un hotel, așa mai, de buget. 30 de euro pe noapte, hai să le începem. Stai. Ce mai ieftină camera? Pat mic, televizor. E un hotel făcut de chinezi pentru cine o fi. Scump, e capitala. Fân. Măcar e baie cu apă caldă și asta contează. Și aer condiționat. Oricum, foarte ciudat. Cum poate să fie mai mare baia decât camera? În fine. Dar e și mâine o zi în care nu o să conduc 13 ore. Noapte bună! Viața. Deci dacă mi-a trebuit hotel chinezesc, am mic dejun chinezesc. În afară de chestiile astea care cred că sunt ouă, habar n-am ce mi-am pus aici. Ceva orez și am pus tot ce am găsit pe el. Ceva... Sper să... nu știu. Și ceva care bănuiesc că e fiert, fiert, nu-i crud. Ceva sos iute. Bine o fi. Poftă bună. Și după acest mic dejun exotic care m-a cam dat peste cap, o să plecăm să explorăm capitala Camerunului, care surprinzător nu este cel mai mare oraș, este al doilea ca mărime după Douala, unde se află și cel mai mare aeroport al țării. Și evident că nu o să merg cu Miorița, ci ca de obicei cu dragile noastre mașinuțe galbene. Bonjour monsieur. Jusqu'à la place de Vang Mei. C'est combien? Merci. Ulterior am aflat că Yaoundé nu este un oraș deloc sigur și nu e recomandabil să iei așa taxiul de pe stradă, pentru că poți fi dus pe străzi răturalnice și jefuit. La fel, cu excepția centrului spre care mă îndrept, nu este bine să te plimbi singur. Se întâmplă foarte multe atacuri cu arme albe, atacuri care nu te ușurează doar de bani, ci și de telefon, haine și așa mai departe. Dar, ca de obicei, sperăm că nu mi se va întâmpla nimic și că vă voi arăta câteva lucruri frumoase. Dacă te uiți pe un ghid turistic, vei vedea că sunt foarte multe chestii de făcut. Dacă vii aici, vei constata că nu prea ai ce să faci. Totuși o să vă arate ceva interesant. Când în când noi încercăm să facem cât un shout-out pentru cât un canal de travel care se află mai la început și astăzi aș vrea să vă vorbesc pe scurt despre canalul Vlad Erhan Travel, un băiat simpatic ce a început YouTube-ul în urmă cu câțiva ani, s-a lăsat o perioadă, are destul de mulți abonați, dar are nevoie din nou de oameni pentru a reîncepe ceea ce îi place să facă cel mai mult și anume să călătorească. Vlad Erhan Travel, vă las linkul în descriere, un băiat fain, dacă vreți puteți să-i dați follow și să vedeți clipurile. Da, Naționala Camerunului are perspective foarte bune. Foarte mare agitație pe aici, se pare că e ceva concurs de ciclism. Galiș Ruben, unde ești? Nu te văd.
bicicliști. Hai că e fain că se întâmplă ceva pe aici. Nu văd români, văd algerieni, văd multe nații, dar români din păcate nu văd. Că doar mie mi se putea întâmpla asta, să vin să vă arăt ceva și să mă plimb pe lângă un cimitir și să și cred că e foarte interesant. În anul 1961, Camerunul, fosta colonie britanică, împreună cu fosta colonie franceză, s-au unificat. Monumentul care amintește de acest moment a fost construit la începutul anilor 1970. Practic, guvernul de atunci a organizat un concurs care a fost câștigat de 3 artiști plastici, 2 din Camerun și 1 din Franța. Și ce a rezultat se poate vedea astăzi. Ce e interesant la Yaoundé este că, fiind împrăștiat, se spune, pe 7 coline, are foarte, foarte multe spații verzi. Deci este un cartier, apoi o zonă, un teren aproape viran pe care se construiește. Are un cartier cu mai multe blocuri și clădiri, are gunoaie și teren viran. Foarte ciudat așa. Din cauza acelui concurs de ciclism, niciun taxi nu a vrut să mă iasă pe următoarea mea destinație, dar din fericire Yaoundé nu e un oraș foarte mare și cam în jumătate de oră ajung în zona centrală dintr-un punct în altul. Nu se compară cu Dakar, cu Abidjan sau, Doamne ferește, cu Lagos, unde faci o zi întreagă cu taxiul într-o parte în alta. Sunt într-un loc foarte ciudat, pădurea Sfântului Anastasiei, spune, e un parc frumușel aici în centrul capitalei, atâta că e destul de scumpă intrarea, în sensul că trebuie să plătești 3 euro să faci poze cu telefonul, 7 euro dacă vrei să filmezi, pentru ce? Că e un parc, sunt niște plante. Am dat, mă fac că fac poze, vezi acum fac selfie, eu nu filmez acum, fac selfie și am plătit doar 3 euro. Smile. Chiar un loc fain în care vin, socializează oamenii, mai câte unul cu câte o chitară, natură, se aud păsărelele, chiar e foarte fain. Ce tare sunt scaune făcute din sticle. Comod. Aici avem una dintre cele mai cunoscute și mai vechi patiserii și renumite,
Acum chiar o să-mi lipsească Alexandra. Hai să vedem ce au înăuntru, că mie cam poftă de ceva bun. Aveau niște prăjituri senzaționale, dar n-am putut filma. N-aveau mese să mănânc și să stai acolo să mănânc și n-am cum să le car cu cremă, cu tot prin căldură. Așa că m-am luat ce-mi place și în România, saleuri, pateuri, nu știu cum le spun la astea, fel de saleuri. Nu se compară cu patiseria din România sau din Europa. Din păcate, așa cum zicea și Alexandra, dacă vă uite o patiserie, desert, scuze, stau slab. Da, la fructe, perfect, patiserie și de-astea. Altceva rămășițe din vremea colonială franceză, dar slab. Și am ajuns și în piața Independenței, Place de la Independence, în caz că uitați anul în care și-a câștigat Camerunul francez independența față de Franța, scrie acolo. Și în 1961 s-a unit cu partea anglofonă, formând Camerunul mare și fericit, care acum nu mai e atât de fericit. Scuze-mă, se trebuie, scuze-mă, poate problem. Foarte tare ce tocmai mi s-a întâmplat, filmam banca aceea drăguță de mai înainte și au venit vreo 6 gardieni la mine. Bă, că ce faci, că nu-i voie? Zic, stați cu minți, e o clădire publică, nu-i obiectiv militar, nimic. Că nu-i voie, bine, la revedere, plec. A, nu că ai filmat deja, bine, șterg, uite aici. Că, nu, că hai că știi că... măcar cere voie înainte. Bun, zic, am voie să filmez chestia asta. Bă, știi cum e, ne ieși nouă foame. Bine, mă zic, uite, le-am dat aici 1,50 euro. Zic, e ok acum, da, e ok, tati, poți să filmezi. Camerunul are atât populație musulmană cât și creștină, iar Catedrala Sfânta Maria de aici, din Yaoundé, este una dintre cele mai mari biserici ale creștinilor din Camerun. Ca să nu mai topătesc aiurea pe taxiuri, să le explic unde e hotelul, folosesc aplicația Yandex Go, pentru că nu au Uber aici. Uite, vine 4 minute, e ok. Am ajuns acasă, unde Miorița e în siguranță, n-a pățit nimic. Vreau să mă uit puțin pe unde intră apă în ea pe sus, poate reușesc să văd. Măi, el o pus aici, din asta, nu știu de ce a s-a rupt punga, ok. Un picuț, am înțeles, o să pun mine silicon, pe aici plouă. Pun niște silicon sau niște spumă poliuretanică, fricourile mele, ignorați-le, deja te fac și mucegăit. Ok. Aici ce-a făcut? Mi-a pus pe colț ceva destul de dubios și aici pe mașină, cum se observă, mi-a bătut destul de rău caroseria și se adună acum apa și
Asta eu ce am văzut acolo piciorul și uite unde am pus să spumă poliuretanică. În Yaoundé am întâlnit foarte mulți oameni faini, atât români stabiliți acolo, cât și camerunezi. Printre altele am cunoscut-o și pe o solistă de muzică din Caraibe, originară din Haiti, măritată cu un român, care cântă excepțional și tocmai și-a înregistrat cel mai recent single în România și în curând își va relansa cariera. Will NG. Chiar vă recomand. De altfel, Yaoundé este o capitală a culturii și găsiți multe baruri în care se cântă muzică de toate genurile, chiar și jazz. Nu se putea să nu mănânc o mâncare cameruneză tradițională, ndole, n-apostrof dole. Este un fel de spanac cu carne de vită și cu ceapă, platane prăjite și mi-au adus ceva sos. Ah, perfect. De-abia aștept. Luni dimineața, sunt curios cum e traficul, că era fost lejer. Trebuie să merg cu Miorița întâi la ambasada Re de Congo să depun pentru viză. Sper să obțin așa de ușor cum mi-am propus. Și apoi merg la mecanic pentru că mașina asta numai frână nu are. Și să fac frâna de mână, că e cablul aici lângă mine. Vedeți, asta este fața unui om fericit. Ta-da! Viza de Re de Congo, o viză foarte greu de obținut în aceea zi. Valabilă 30 de zile, 3 luni din momentul ăsta. Foarte tare! Ce înseamnă să ai informații bune. Și mi-au dat și chitanțe pe toată suma plătită. Incredibil, parcă n-ar fi Congo. Am venit cu Miorița aici la cineva care face prelate. Și o să-mi fac o prelată. Să țin tot timpul când plouă, mă va costa undeva pe la 140 de euro. Cu fermoar ca să pot accesa ușa în caz că facem filmări cu mașina asta la chisoare de un perioadă jos, asta numai pentru timpul cu plouă. A venit și momentul să mi-au rămas bun de la Yaoundé. Am petrecut un timp fain aici, păcat că n-am putut filma, m-am întâlnit cu foarte mulți români, camerunezi, oameni cu contacte, cu idei, cu povești, dar o să vă mai spun din ce am aflat pe parcurs. Ne vedem în episodul următor cu alte detalii despre Camerunul, care este mult mai periculos decât ne imaginam și care va mai pune multe probleme. Vă mulțumesc încă o dată că ne urmăriți, vă mulțumesc pentru susținerea, pentru dragostea voastră și abia aștept să ne vedem în episodul următor. Pentru că și eu sunt curios ce o să mai pățesc în Africa asta.